iar o femeie cu numele Marta l-a primit din casa ei. Și avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, ascultă cuvântul lui. Iar Marta se silia cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute, îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua. El aceasta, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește de noi, Dumnezeule, după mare milă ta. Rugăm-ne, Sfinte, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru fericiții și buni, pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frați ai noștri, preotmăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sește biserica aceasta, izvorul tămăduirii, prin stropire cu apă sfințită. În numele Tatălui, amin, al Fiului, și în vecii vecilor. Moise în toată casa lui.
pentru că acesta, Iisus, s-a învrednicit de mai multă mărire decât Moise, după cum are mai multă cinste decât casa aceasta, e zidită de către cineva, iar ziditorul la toate este Dumnezeu. Pace ție celui ce ai citit. Și Duhului vostru înalt preasfințite stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și aceea era în Ierusalim. Iisus mergea prin templu în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și i-au zis, până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă